Bine v-am găsit, dragile mele, și în această seară la următorul webinar. Suntem la pasul 5 de vindecare emoțională din dependență relațională, adică învață cum să nu-ți mai controlezi, să nu-ți mai domini partenerul de cuplu. Hai să vedem cum facem cu jocurile de putere, hai să vedem cum facem cu manipularea, hai să vedem încât spargem acest cerc vicios, da? Încă o dată spun, acest training pe care eu îl fac cu toți cei 10 pași de vindecare în mai multe zile până pe 12 decembrie, termin trainingul și el este încărcat pe canalul meu de YouTube, unde va fi gratuit pentru voi până pe 12 decembrie. O să aveți toți cei 10 pași de vindecare emoțională din dependență relațională cu care puteți să faceți propriul vostru parcurs, da? Pentru o perioadă mult mai îndelungată. Vedeți că aveți și direcții practico-aplicative. De asemenea, pot să iau întrebările voastre aici dacă sunt legate doar din sfera dependenței relaționale și dificultăților pe care le aveți în cuplu. Ba mai mult, dacă vreți să discutăm mai mult, puteți să-mi scrieți în privat și să stabilim împreună o consultanță gratuită pe Zoom pe care o efectuăm ulterior, o programăm, o efectuăm și mergem pe lista de dificultăți, pe transformarea pe care tu vrei să o faci și pe blocajele pe care tu le întâmpini. Hai să vedem ce se întâmplă, de ce nu este bine să-ți mai controlezi, să nu-ți mai domini partenerul. Ce înseamnă asta? Înseamnă să nu-l mai ajuți, să nu-i mai dai sfaturi. Nu știu dacă știai, dar și forma de ajutor este o formă de manipulare și de a întreține puterea asupra partenerului tău, de a-l controla printr-o manieră mascată, fiindu-i de ajutor. Nu știu dacă știați din nou că ajutorul nesolicitat este o formă de abuz. Ai grijă când faci pe bunul samaritan, pentru că uneori ajungi să fii chiar tu abuzatorul celuilalt. Da? Și gândește-te cum întreții dependența și dominația ta față de partener, încercând să maschiezi prin lucruri simple, făcându-i pe plac sau încercând să îl ajuți. În același timp pe el îl plasezi în neputință, da? Îi transmiți că este neputincios. Bună! Și mai îmi scrie cineva, Gabriela, ce ar trebui să fac dacă vrea să vină acasă? Pentru că eu cred că vrea să vină numai din interes. Gabriela, este foarte puțin ceea ce tu mi-ai scris aici. Îți mulțumesc mult pentru mesajul tău. Ce te-aș ruga este să revii la mine în privat, în așa fel încât să putem să detaliem o listă amănunțită a dificultăților pe care tu le întâmpini și să facem împreună o consultanță gratuită pe Zoom sau să încerc să-ți răspund prin mesaje, încât să știu care e lista completă de dificultăți și poți să rămâi astăzi, acum, pe live, încât să vedem, o să-mi scrii pe WhatsApp, super, poți să-mi scrii și pe WhatsApp sau chiar aici în TikTok, în mesagerie, da? Te rog și te aștept să faci lucrul acesta. De ce? Pentru că, uite, pornind de la exemplul tău, o să și explic și are legătură exact cu pasul 5. Întrebarea ta este bună, deși nu am viziunea de ansamblu ca eu să pot să-ți dau un răspuns corect la întrebarea pe care tu o pui. În momentul în care noi vedem că apare controlul și dominația în cuplu, e clar că ce mai acolo? Există manipulare, da? Ca eu să răspund la o problemă pe care voi punctual o spuneți uneori în chat despre o dificultate, o problemă pe care voi o aveți în cuplu sau chiar și când solicitați motivul într-o psihoterapie, într-o consultanță, sunt factori mult prea puțini ca să-ți dai seama care este problema de ansamblu, pentru că în cazul manipulării, al dominației și al controlului, tehnica care se aplică acolo este de monitorizare, da? Deci ce se recomandă este ca tu să monitorizezi și asta poți să faci chiar tu, Gabriela, cât și alte persoane. Simți că ești manipulată de partenerul de cuplu, ce ai tu de făcut este să iei frumușel o foaie de hârtie sau să-ți notezi în telefon, în niște notițe, undeva, unde vrei tu, când intervine o anumită problemă, ceva ce te neliniștește, ceva ce îți dă de bănuit, ce îți ridică un semn de întrebare, ce te frustrează, ce te înfurie, ce te supără, te rog, notează-ți într-o foaie, într-o notiță de telefon undeva și încep să monitorizezi, să vezi în mai multe secvențe ce face partenerul, ce gânduri îți trec ție prin minte, cum reacționezi tu la ce zice partenerul și ce emoții experimentezi, da?
după ce faci toată această grilă, dacă tu faci, de exemplu, de acum până la într-o ședință, am văzut că mi-a scris Gabriela, ok, super, atât tu cât și pentru toată lumea. Chiar acum explic tehnica efectivă pe care se lucrează în psihoterapie. Ce se face? Tu notezi o situație, două, trei, monitorizezi. O să vezi că la un moment dat în aceste situații există un pattern, un model care se repetă. Asta face psihoterapeutul împreună cu tine, vede care e acel pattern și ce se poate schimba. De ce? Pentru că tu de regulă întrebăm, pe lângă faptul că vedem care este substratul, ce gânduri ți-au trecut în minte când partenerul te-a enervat, te-a supărat, te-ai simțit manipulată, ce ai spus despre tine, și acolo poți să vedem care este vocea cărui părinte din trecut, poate un părinte exigent, punitiv, pe care tu l-ai avut și spui tu despre tine sau spui tu despre partenerul de cuplu. Și acolo putem să le vedem în scheme ulterior pe care le ameliorăm. Putem să vedem ce traume s-au întâmplat și începem să le ameliorăm. Și vedem cum reacționezi tu la situație. Ai evitat conflictul, ai tăcut, adică tot ai evitat, te-ai blocat. A fost frica foarte mare, iarăși te-ai blocat. Pe acea frică a intrat și furia și ai contraatacat și ai devenit agresivă. Ce s-a întâmplat și cum ai răspuns la acel joc de manipulare inițiat de partenerul de cuplu. Și atunci noi într-o terapie din nou întrebăm dacă tu ce ai făcut până acum a funcționat, și răspunsul de cele mai multe ori este nu a funcționat. Că dacă ar fi funcționat, n-ai mai fi ajuns într-o psihoterapie sau nu ai mai fi ajuns într-o consultanță. Da, și întrebăm ce ai făcut până acum a funcționat, nu a funcționat. Întrebarea este ce te face să repeți același comportament, crezând că vei avea un deznodământ diferit. Nimic. De cele mai multe ori tu repeți același comportament dintr-un pattern obsesiv, disfuncțional, abuziv, din mecanisme de autosabotare, din rănile pe care tu le ai în trecut. Da? Și acolo asta ne și învață psihoterapia, să formăm niște gânduri alternative, să găsim niște soluții alternative. Dacă până acum, discutând împreună în ședința de psihoterapie, dacă ceea ce ai făcut până acum nu a funcționat, ce am putea face diferit? Poți să ai tu o soluție cu care vii sau poate terapeutul să-ți mai arate, uite, poate ar fi, cum ar fi pentru tine, în loc să taci, data viitoare când vine partenerul către tine, să comunici asertiv, să pui în cuvinte. Cum e pentru tine a pune în cuvinte? Am luat șablonul ăsta. Sunt persoane care vor spune, mi este foarte greu și mi este frică să pun în cuvinte. Hai să vedem ce e, să explorăm ce e cu această frică. Cine te reducea la tăcere și cine în trecutul tău nu te lăsa să vorbești, nu te lăsa să te exprimi, îți era frică. De ce anume îți era frică? Mi-era frică că uneori poate chiar eram lovită, abuzată fizic în trecut. Sau mi-era frică pentru că vorba mea nu conta, eram dată la o parte, îmi spunea că-s mică și neînsemnată. Din nou aici e respingere, neacceptare, da? Din punctul acesta de vedere. Vedem ce s-a întâmplat în trecutul persoanei și recrează acum în prezent cu partenerul de cuplu. Ok, asta s-a întâmplat în trecutul tău, însă tu ești adult acum în prezent, ai alte mecanisme și poți să dai la o parte frica aceea copilului din trecut, în așa fel încât să pui în cuvinte și să-ți confrunți partenerul, nu sub formă agresivă, dar sub forma comunicării, da? Comunicării asertive. Și aici lumea întreabă ce înseamnă asertivitate. Tot la fel există un material, se lecturează de cele mai multe ori ca temă pentru acasă de persoana care este intrată în procesul psihoterapeutic sau se mai explică și în cadrul psihoterapiei. Cum formulăm un mesaj asertiv ca să ajungă într-o formă eficientă, autentică față de partenerul nostru? Ei bine, tot la fel, cu ce ne ajută pe noi comunicarea asta asertivă în cuplu și sparge jocul de manipulare și controlul? Dacă eu încep să comunic asertiv, știu că eu, cel puțin, suntem da doi în relație, eu, tu și relația noastră. Fiecare dintre noi are răspunderea, rolul de a face ceva până la jumate, de a aduce aport până la jumatea relației. Știu că eu, cel puțin eu, încep să dezvolt mecanisme sănătoase, nu de evitare, nu de contraatac, nu de fugă, da? Nu de blocaj.
și încep să-mi fac partea mea în relație. Până la jumate. Nu pot să fac pentru toată relația, că înseamnă că eu mi-i car încărcă partenerul. Poate să meargă o relație dacă eu îmi car încărcă partenerul? Nu. Pentru că voi obosi, pentru că nu-i comod, pentru că ăsta care stă în cârcă se va plictisi. Și ce va face? Că tot ziceți voi deseori, va începe să se uite la alta. Va începe să-mi bage mie bățul în gard. Va cere mult mai multe lucruri, că e prea comod și se plictisește. Și atunci eu am datoria de a face, nu din sacrificiu de sine, ci din mecanisme sănătoase, să-mi fac treaba până la jumate în relație. Aștept ca jumate să facă și partenerul. Imaginați-vă relația din nou ca un pod pe care noi îl construim împreună unii către ceilalți. Fiecare are nevoie să pună câte o cărămidă ca podul să fie durabil. Poate unul să pună cărămidă să construiască tot podul și celălalt doar să se urce? Sau poate unul să pună cărămidă cu cărămidă, iar celălalt să mai pună câte o cărămidă, după aia mai pleacă, mai fumează o țigară, mai bea o cafea, se mai plimbă, mai iese cu o gagică, ca să zic așa, și după aia se întoarce iar, hai mai construim un pic. Ce zice celălalt care tot muncește? Nu e același ritm, nu e aceeași rezonanță, nu e aceeași energie, da? Așa ne putem evalua și relația și putem să ne dăm seama dacă suntem sau nu în relația potrivită. Care este energia, care e vibrația și care e ritmul cu care ambii parteneri construiesc în același timp. Astfel încât să existe nu doar atracția fizică, nu să existe doar plăcerea de moment, nu doar să existe doar atracția și chimia sexuală, ci să existe mai mult de atât, să existe rezonanță, să existe construcție, să existe angajament, durabilitate. Ambii făcând același lucru, acestea însă se bazează și pe valori, pe principii de viață foarte bine înrădăcinate, da, cu care noi rezonăm, este o compatibilitate, da? Compatibilitate nu e doar o vorba despre chimie și atracție. Aici vedem cum noi începem să testăm compatibilitatea dintre cei doi noi doi parteneri, încât să vedem că noi ne potrivim și putem să pornim la drumul nostru în această călătorie a vieții. Altfel nu ai de ce să stai lângă un partener care nu construiește cu tine, care nu vrea angajamentul tău, care te manipulează, care te joacă la psihic, care te face vinovată, care te scoate victimă din toate, care îți spune că dramatizezi, care și etică aici lista continuă, da? Ai nevoie de claritate. De asta zic că ne întoarcem unul la fișa de monitorizare, doi la comunicarea asertivă. Și voi mă întrebați, există o salvare și o șansă că dacă eu încep să comunic asertiv, mă duc către el și mamă, gata, relația e înflorit. Și răspunsul realist, nu pe cel pe care voi vreți să-l aflați, numai un pic că am pe cineva de blocat aici. Ok. Răspunsul realist, nu pe cel pe care voi ați vrea să-l auziți, da? Terminăm cu astea magice în care dacă tu aplici o tehnică, gata, s-a transformat relația, a înflorit și l-ai făcut pe partenerul tău din ofilit, l-ai înflorit din nou. Nu există așa ceva, există construcție, există rezonanță din partea altora, disponibilitate, lucruri la rând, mult mai multe, dar nu există metoda minune. Asta este ceea ce eu, cu care eu rezonez cel mai mult. Tu poți să ai încercarea ta în care tu îți dezvolți partea ta sănătoasă și începi să comunici asertiv, autentic, sănătos către partenerul tău. Eu nu știu pe canalul acesta de recepție partenerul tău ce fel de adult este. Este termenul din schema terapii. Da, poate să fie un adult sănătos, acesta este conceptul, da? Și el îmi va răspunde dacă eu îmi comunic nevoia, e normal. Ca într-o relație în care ambii nu au răni semnificative, sunt doi adulți sănătoși, comunică și lucrurile se întâmplă. Însă dacă eu am rănile mele și comunic viciat, el are rănile lui și comunică, ajunge la el mesajul viciat, la rândul lui comunică viciat, nu facem altceva decât să menținem toxicitatea în cuplu. Pot să schimb eu ceva, dar știu că singura persoană pe care o am în control real să o pot schimba, sunt doar eu. Eu nu pot să-l schimb pe el, nu pot să-l influențez pe el.
Nu pot să-l strâng eu de gât să-i fac ceva. Nu pot să-i pup picioarele și să fiu preș în fața lui. Nu pot să fac mai multe temenele în fața lui. Nu pot să-l iau din șanț. Nu pot să-l iau de la altă femeie de pe unde se plimbă. Nu pot să îl acaparez tot timpul. Nu pot să-l verific. Nu pot, tu poți să faci lucrul ăsta, dar le vei face din mecanismele tale toxice. Tot despre toate verificări. Obsesie, control, faptul că îi ceri, faptul că strigi, faptul că implori, faptul că îți dai cu pumnii în piept, te tragi cu mâinile de cap, îți vine să te dai cu capul din perete, urli, plângi, astea sunt toate mecanisme toxice pe care tu le faci și mențin rolurile, da, ești într-un rol dramatic de victimă, el l-ai plasat ca agresor, tu ești victima, fie că ești înșelată, fie că ești abuzată fizic, abuzată emoțional, abuzată sexual, habar n-am. Da? Te plasezi în rol de victimă și tot îi ceri. Ești din rolul de victimă și dezvoltă autonomie. Ăsta este primul pas. Autonomie, autonomia propriilor stări. Nu el este responsabil să-ți regleze ție stările. Doar tu ești responsabilă prin propriile metode, tehnici pe care tu începi să le înveți, să le dezvolți, să începi să-ți reglezi singură emoțiile. Nu ești copil ca el să-ți regleze emoțiile. El nu este tatăl tău să-ți regleze ție emoțiile, el nu este mama ta să-ți regleze ție emoțiile și tu ești un adult care ai nevoie să-ți reglezi prin propriile tale mecanisme interne. Cui reglăm emoțiile? Furia, frica, teama? Îi le reglăm unui copilaș, doar că tu nu poate să fie în interiorul tău un copilaș mic și furios, poate să fie un copilaș, o fetiță mică, vulnerabilă, supărată acolo, da, tristă, necăjită, care n-a băgat-o nimeni în seamă. Lucrezi la rânile tale și comunici cu el, dezvolți autonomie, autenticitate și comunici cu el din perspectiva sănătoasă. Doar atât fac aici să vedem ce scrie Ana. Bună, dacă am multe gânduri, sunt foarte singură, n-am prieteni și încerc să rămân ok, ce să fac? Ana, îți recomand, nu are neapărat legătură, noi vorbim de cuplu, jocurile de putere, pasul 5 de vindecare emoțională, ceea ce îmi scrii tu neapărat, însă te rog să-mi lași un mesaj în privat, încât să merg pe lista ta de dificultăți să găsim niște răspunsuri. Pot să te invit și într-o consultanță gratuită pe Zoom, da? Pe care o desfășurăm împreună și o programăm împreună. Mergem pe lista ta de dificultăți, blocajele pe care le ai și ce anume vrei să se transforme în viața ta, ce anume vrei să schimbi. Și te ajut cum să poți să scapi de această izolare pe care tu ai, cum să nu te mai simți singură și ce anume se întâmplă cu acea singurătate pe care tu o ai. Deocamdată eu o să mă întorc la subiectul serii, la ceea ce noi vorbeam, rămăsesem la partea aceasta de comunicare asertivă în cuplu, că odată ce eu îmi dezvolt mecanisme mult mai sănătoase aici și încep să comunic din perspectiva de adult sănătos, nu știu ce fel de adult găsesc pe celălalt canal de recepție. Și pot să mă aștept că, deși eu am un mesaj exemplar transmis din punct de vedere sănătos, mă lovesc de toxicitate la celălalt canal de recepție. Da, eu pot să încerc o dată, de două ori, de trei ori, să-mi comunic nevoile. Dar ce fac dacă eu mă lovesc mereu doar de un zid și el este detașat, el este indiferent, el este impulsiv, el este trece prin alte variante, stări, da? Și vedem că este toxicitate pe celălalt canal. Am ca variantă, pot să rămân într-o astfel de relație, că aici e important să ne punem un standard în relație. Că întrebați mereu, se poate schimba partenerul? Din ce eu încep să schimb, da, pot să mă aștept cu timpul că și el se schimbă. La fel cum pot să-mi dau seama că el își menține toxicitatea pe care o are, că toate încercările mele se lovesc doar de un zid. Și întrebarea e, poți să trăiești cu un zid? Dacă tu vrei să faci acest lucru, poți toată viața să trăiești cu zidul lângă tine. Dar ți-asum din varianta ta de adult sănătos că el doar atâta poate și că tu nu poți să-l schimbi pe el, poți să te schimbi doar pe tine. De cele mai multe ori, doamnele, femeile cu care eu lucrez, în momentul în care și-au dat seama că se lovesc de un zid și că încercările lor repetate sunt în zadar, ca să zic așa, e momentul în care ele prind mai multă putere și ies din acele relații toxice. La fel cum sunt și situații ca odată ce ele încep să schimbe comunicarea în cuplu,
să vadă că sunt schimbări și pe celălalt canal de recepție și începe să fie comunicare ca de la adult sănătos la adult sănătos și împreună se găsesc soluții. Da? Deci asta înseamnă în momentul în care comunicăm asertiv. Nu mă aștept neapărat că dacă eu am comunicat, el îmi și răspunde că am găsit bagheta magică. Am nevoie de mai multe încercări. Am nevoie ca eu să mențin comunicarea asertivă ca un nou obicei pe care eu l-am implementat în viața mea. La fel cum este și mersul la sală. Da? Dacă merg la sală doar ca să slăbesc pentru o perioadă, poate să mă ajute lucrul ăsta. Dar dacă revin la vechiul obicei alimentar, dar renunț și la sport, asta înseamnă că și forma mea fizică va avea de suferit. La fel și cu noi în relații. Da? Gândiți-vă că scăpăm de toxicitate. Asta înseamnă mă vindec, scap de propria mea toxicitate și vreau să mă eliberez și de toxicitatea celui de lângă mine. Asta înseamnă că eu aceste metode nu le scutur doar așa de mântuială, ca să zic așa, ci le implementez să-mi rămână ca bune practici pe tot parcursul vieții. Da? Și acum ne întoarcem din nou la ce vă spuneam. Spuneam că ajutorul este o formă de manipulare în sine dacă tu încerci să-l ajuți pe el, să-i fii de folos, să te bagi pe sub pielea lui și încerci să-i dai sfaturi, încerci să fii drăguță, să fii tu de folos cu ceva. E o formă prin care tu menții dominația, menții controlul asupra lui, menții dependența. Lasă-l singur să se străduie și să aibă propriul lui parcurs. Nu ești tu responsabilă de problemele lui și nici de fericirea acestuia. Însă deseori când eforturile tale eșuează, îți oferă reproșuri și pune vina asupra ta. De ce? Că tu ți-asumi mai mult decât jumate? Ia uite vina cum se întoarce înapoi în capul tău. Tu faci mai mult bunul samaritean mai mult decât jumate? El îți varsă din nou vinovăția asupra ta. Uite cum ziceți mereu cu bunele intenții că nu sunt răsplătite, pentru că poate nici nu i le-ai cerut sau gândește-te că aceste bune intenții sunt mai mult decât jumate. Scrie cineva aici, îmi plac postările tale. Îți mulțumesc frumos pentru apreciere și mă bucur că mă urmăriți. Puteți de asemenea să-mi dați follow în continuare, tocmai pentru a fi la curent cu toate materialele pe care eu le postez. Și nu uitați că acest training, da, cu toți cei 10 pași de vindecare, este urcat pe canalul meu de YouTube, Dragă Sofia, ai grijă de tine, până pe 12 decembrie va fi acolo gratuit, da? Ulterior el va avea un cost. Ce spuneam, este recomandat să intri în psihoterapie și să ai o psihoterapeută femeie. Ce înseamnă să nu mai domini, să nu-ți mai controlezi partenerul de cuplu când mergi către propria ta vindecare emoțională? Nu îl mai încuraja și nu îl mai lăuda. Pot fi instrumente destinate manipulării ca să-l determini să facă ce îți dorești, da? Dacă folosim lauda excesivă, devine un instrument de manipulare. Ai auzit bine când spun lucrul ăsta. De ce folosești lauda? Să-i crească stima de sine? O, dragul meu, cât de bine te-ai descurcat. Manipulare. De ce? Că vrei să se mai descurce și altă dată, să facă acele lucruri pe care tu ți le dorești. O, dragul meu, cât de frumos arăți. Îl manipulezi în continuare încât să se îmbrace în continuare atât de drăguț, că de bine stă în cămașă. Tu care niciodată nu te îmbraci atât de elegant și ai făcut acest lucru, îmi place atât de mult, da? E o manipulare să-l faci să continue să facă acest lucru. Dragul meu, cum ai ținut tu cont și ai spălat vasele care eu te rog de atâta vreme să faci acest lucru, cu cât insisti și pui accentul pe această laudă și punctezi, ea devine manipulare. Ai grijă că să nu dăm nici în extremă. Este bine să ne lăudăm partenerul de cuplu, la fel cum și ție îți place să fii lăudată, da, apreciată. Dar fă diferența între, o, ce minune s-a întâmplat pe pământul acesta, cum el stătea degeaba până acum și minunatul meu partener a făcut ceva, e o laudă manipulativă, pentru că tu vrei să-l faci pe el să schimbe acest tipar, acest comportament, da? Versus un compliment drăguț cu apreciez iubitul meu că ai dus gunoi, da, un exemplu, da? Asta ar fi diferența de nuanță. Din nou, de ce
mai folosești lauda, să, am spus, să continue să se comporte așa, să știe că ești mândră de el. E o presiune pe el. O, ce mândră sunt de tine, dragul meu, și ce frumos ai făcut lucrurile și cât de mândră sunt că ai reușit tu și că ai făcut așa și pe dincolo. Gândește-te că, în caz contrar, dacă tu continui cu un astfel de comportament, preiei fără să realizezi rol matern față de el. Și gândește-te că el nu are nevoie de altă mamă, indiferent cât de rea ar fi fost mama lui, iar tu nu ai nevoie de un copil bărbat. Nu-l mai infantiliza. Pe cine l-auzi în permanență și spui, vai, drăguțul meu, cât de frumos ai făcut unui copilaș. Doar că bărbatul tău nu e nici copilașul pe care tu l-ai, nici un alt copilaș, dacă n-ai copil, un copil imaginar. Dar nu-i te adresezi ca unui copilaș. Tu ai nevoie de el în rol de bărbat. Asta înseamnă că nu cauți să-i oferi laude exagerate. Nu înseamnă că trebuie să cauți tu vreo strategie pe aici, pe acolo, cum face el. El ori le face, ori nu le face. Iar tu e necesar să-ți accesezi mai degrabă autonomia propriilor stări, neutralitatea, să ai propriul tău echilibru și să ai, în primul rând, niște standarde. Nu tu te rogi și să te tăvălești abitir pe el și lupți pentru iubirea dintre voi doi și lupți cu eforturi pentru toate lucrurile pe care el ar trebui să ți le facă, ci lucrurile se întâmplă lejer, se întâmplă natural. Iubirea înseamnă lejeritate, da? Și înseamnă naturalețe în momentul în care tu ai vindecate aceste răni emoționale. Dacă nu apare lejeritatea în relația ta, dacă nu apare naturalețea, dacă tu implori pentru iubire, pentru atenție, dacă tu te lupți pentru timpul lui, dacă tu te lupți pentru gesturi făcute de el către tine, atunci vorbim în continuare de traumă. Lupta, da, deși poate primești anumite lucruri, lupta nu este iubire, lupta nu este sănătate mentală, lupta este în continuare traumă. Ai învățat să concurezi pentru iubire în trecut, între iubirea părinților. Ai învățat să concurezi, să lupți pentru iubire pentru că aveai o mamă sau un tată indisponibil. Poate nu a fost prezent unul dintre părinții tăi în trecut. Ai concurat pentru iubire pentru că poate ai avut unul dintre părinții alcoolic, bolnav, plecat din țară, poate chiar decedat și nu ai avut îndeplinite nevoile acelea emoționale. Deci, încă o dată, lupta, străduința nu sunt despre iubire sănătoasă, da? Sunt despre toxicitate în acest caz. Încă o dată, nu te comporta cu el ca cu un copil, pentru că nu-l vei mai vedea, da? Îi va scade din ce în ce mai mult maturitatea și, ba mai mult, de cele mai multe ori, persoanele cu care, femeile cu care eu am lucrat și și-au infantilizat soții, nu doar că i-au făcut neputincioși, statici și nu au intrat în nicio energie de a face ceva, au întâmpinat și disfuncție la nivel sexual, tocmai pentru că s-au comportat cu niște copilași, da? Au ajuns la imaturitate emoțională. De asemenea, dacă tu ca femeie preiei rol matern, niciun bărbat nu îi place să aibă contact sexual cu mama lui, ci cu soția lui. Și atunci ai nevoie ca tu să rămâi în energia ta feminină, să fii soție, să fii femeie, în primul rând, să fii atractivă, să-ți menții iubirea de sine, ritualul, să ai un câmp al tău bine definit, un spațiu al tău, da? Să lași un spațiu care să se creeze între voi doi, unde să se producă atracția, să se producă magia, ca să spun așa. Nu îl mai controla, pentru că și cum să nu îți mai controlezi partenerul, să nu îți mai domini partenerul de cuplu. Încetează să îl mai supraveghezi. Asta ne spune prima dată, avem slide-urile aici, da? De la acest training. Pune mai multă atenție pe tine, da? Deci în loc să-l controlezi, unde s-a dus el, de câte ori a sunat telefonul, cine l-a sunat, unde s-a dus, cine i-a răspuns la telefon, la ce oră s-a întors, la ce oră a plecat, ce a cumpărat de la magazin, a pus prosopul la locul lui, nu l-a pus, a spălat farfuria, n-a spălat-o, m-a ajutat să arunce cutiile alea la gunoi, nu m-a ajutat și așa mai departe, nu mai verifica. Toată atenția de pe el o iei și începi să pui mai multă atenție pe tine. Da? Tu te limpezești la minte, la creier,
și îl lași pe el undeva pe locul 2. Nu este vorba aici, e vorba nu de a te pune pe tine pe un piedestal, căci ar fi despre singurătate, ci e despre a-ți lua tu puterea înapoi și a-ți găsi utilitate, plăcere, liniște și armonie tu cu tine în orice situație ai fi. Lasă-l să-și rezolve singur problemele. Nu știm care sunt, poate deseori te cheamă și îți cere ajutorul cu diverse. Iubita, ajută-mă să, că nu știu unde sunt facturile. Eu nu știu unde am pus iubita, eu nu știu unde sunt alea. Iubita, dă-mi tu pe alea. Iubita, tot cere el câte ceva la tine, draga de tine, iubita, te-a zăpăcit de cap. Lasă-l să-și rezolve singur problemele. Poate are un tratament. Dă-mi tu, iubita, pastilele alea de inimă, că eu nu mi-e, mă rog, e greu de la birou să se ridice probabil până în bucătărie. Sau el uită să-și ia un tratament, da? Și tu nici nu apucă el să-și asume singur responsabilitatea vieții, că tu te duci deja și sari și iubitul meu. Este deja timpul când tu trebuia să-ți iei pastilele. Nu faci asta, încetezi în a face acest lucru, îl lași să se responsabilizeze și să-și rezolve singur problemele. Fie că avem aici experiența unui regim alimentar, a unei diete, fie că este vorba despre un tratament, fie că e vorba chiar despre alcoolism. Lasă-l să-și rezolve singur problemele, tu ești soția lui, nu ești mama lui. Scrie cineva, deci el este de vină în tot pe scurt. Să facem așa o glumă, este tot de pe TikTok, de prin Instagram, cu dacă vreți să terminăm mai repede ședința de terapie, dăm vina pe părinții ambilor și am încheiat ședința de psihoterapie. Deci de vină nu este el, este măsa. Sau de vină nu este el, ci este el și măsa, ca să glumim așa un pic. Da? Însă ca să-ți răspund la întrebare, ai pus acolo un emoticon zâmbăreț și m-ai făcut și pe mine să râd. Nu este vorba despre vinovăție aici, dacă e la el sau la ea, și ea, dacă ne uităm către vinovăție, și ea, da, tu, femeia, ești vinovată când intri în rol matern. Nu doar el e vinovat. El nu își asumă propria responsabilitate, că nici tu nu-i dai voie să-și asume propriul parcurs. Și ești vinovată, pe de-o parte, că în loc să fii, să-l lași, tu te bagi în rol de salvator. Nu ești autentic acolo, deci e și o parte din vină la tine. Dar nu e despre a găsi vinovăția, da? Deci și măsa și el, da, ți-am răspuns, și el și măsa, ambii sunt de vină. Și la ea, dacă ne uităm, e de vină și ea și măsa, da? Deci dăm vina pe părinți, pe toată lumea și am încheiat mai repede. Asta și spun, ai scris și e foarte bine că mereu, acum depinde cine spune povestea, dacă este spusă mereu de scufiță, mereu lupul este cel rău. Asta și spunem aici și nu o să mai merg în continuare pe comentarii, tocmai ca să dau șansă trainingului să mergem cu el mai departe, că noi lucrăm, nu este vorba despre a găsi vinovăție, ci a depista tipare. Noi vorbim cu persoana care este în față. Încă o dată eu mă adresez femeilor și lucrez exclusiv cu femei, da? Este vorba despre tiparul și rana pe care noi o depistăm. Ce și spuneam, văd că tu, draga mea clientă, da, draga mea care vii într-o ședință de psihoterapie, joci rol de salvator. Hai să vedem tu, nu despre cum el nu face lucrul, nu ia cutia, nu duce gunoiul, nu spală vasele, ci cum tu, din rol de din schema de sacrificiu de sine, dintr-un rol nu despre autenticitate, ci despre din rolul de salvator. Te duci și rezolvi lui lucrurile. Hai să vedem cum tu îți pui focusul pe tine, cum îl lași pe el să-și rezolve propriile probleme și tu rămâi în rolul de soție. Și vedem cum se schimbă dinamica în cuplu. Da? Ce mai facem? Nu mai ceda solicitărilor lui prin care te pune să îți asumi tu responsabilitatea lui. Asta avem mai departe în slide-uri. Da? Deci nu mai cedezi. El vede că tu începi să schimbi dinamica, să schimbi joaca, că începi să te centrezi mai mult decât înainte, mai mult pe tine decât pe el, și atunci ce face el? Vine și îți cere să faci lucrurile pe care le făceai înainte, doar că tu nu mai trebuie în această etapă să cedezi solicitărilor lui, da? Îți asumi, îl lași să-și asume responsabilitatea și tu îți asumi propriul tău parcurs de vindecare emoțională, îți vezi de tine. Detașează-te, separă eu-ul lui de sentimente și mai ales de acțiunile lui, precum și de rezultatele acestora, da?
Nu mai te gândi ce acțiuni face el, nu mai te gândi cum o să iasă situația, cum o rezolvă, ce face, e problema lui. Separă-le, detașează-te și vezi-ți din nou de ale tale. Lasă-l să se confrunte cu consecințele comportamentului său și nu îl scăpați de niciuna dintre suferințe. Adică, ține o dietă alimentară, nu e în stare să-și respecte orele de mese, nu e în stare să-și respecte dieta. Nu îl mai ajuta din acest punct de vedere și lasă-l să se confrunte singur, inclusiv cu consecința faptului că depinde de ce ține acea dietă, că se îngrașă, că o să aibă probleme cu colesterolul, că o să aibă probleme. Nu-ți mai pune rol de salvator și lasă-l să se confrunte cu propriile probleme. Probleme care pot să apară, mai ales dacă vorbim despre un alcoolism, care pot să apară și la locul de muncă. Poate tu înainte îi mai ascundeai sticlele, poate tu înainte îl tot băteai la cap să nu mai bea atât de mult, că urmează să se ducă la muncă a doua zi. Lasă-l în pace și nu mai te băga în ceea ce face, lasă-l să se confrunte singur cu propriile lui probleme și să își rezolve lasă-l să aibă propriul lui parcurs, să-și asume toate aceste responsabilități. Bun, consecințe atunci când începi să renunți, să îl controlezi sau domini pe partenerul de cuplu, hai să vedem imediat. Mai avem puțin și o să încheiem acest live și acest webinar. Hai să vedem care sunt consecințele, da? Acesta se va supăra, asta e consecința, se va supăra foarte tare, apare furia, deoarece este nevoit să-și asume propria responsabilitate. Dacă ați observat, deja avem comentarii de la bărbații de pe acest live care s-au supărat deja, pentru că eu învăț femeile să îi facă pe bărbați să fie responsabili, să fie în rolul lor, în energia lor masculină și ele să-și vadă de treaba lor în energie feminină și uite că încep și ei să se supere pe aici, că ar trebui să facă echipă femeia cu bărbatul, doar ce vorbeam totuși la începutul trainingului, că noi încercăm să facem echipă și vorbim, învățăm, da, în psihoterapie să comunicăm asertiv. Dar dacă ne lovim la celălalt canal de transmisie de un adult toxic, nu unul sănătos, ce facem? Ne lovim de un adolescent rebel, da? Nu este adult, ci se comportă ca un adolescent rebel impulsiv, se comportă ca un copil indisciplinat, se comportă ca un copil furios, se comportă ca un copil plângăcios. El, partenerul, în interiorul lui are un copil așa foarte, arată un copilaș. Atunci eu am nevoie să rămân în rolul meu de femeie, nu să mă duc în rol de mamă față de el și să încep să pun consecințe. Ia gândiți-vă voi un pic, logic, că și unui copil îi pui niște consecințe, da? Dacă tu vezi că pe celălalt canal de recepție tu nu ai un adult căruia tot îi explici și te înțelege, păi schimbă strategia, nu mai vorbi ca unui adult care înțelege cognitiv, că el de fapt emoțional este ca un copilaș. Unui copilaș nu-i vorbești cognitiv prin explicații, ci copilul înțelege prin consecințe. De asta și tu partenerului începi să-i pui anumite consecințe. Da? Tu începi să te detașezi, tu începi să te relaxezi, tu începi să schimbi strategia, încât la el să ajungă mesajul diferit din acest punct de vedere. Da? Deși ce vedem? Când tu începi să pui consecințe, să-ți vezi de ale tale, să te detașezi de rahaturile lui, ca să zic așa, ce se întâmplă? Se supără, da? Apare furia. Situația poate deveni haotică, pentru că, gândește-te, el e emoțional precum un copilaș sau ca un adult rebel, ca un copil indisciplinat, însă în același timp are un corp de adult. Și asta înseamnă că va avea putere, da? Situația poate deveni haotică, te poate ridica tonul, poate dacă chiar e abuziv, poate să existe și riscul unui abuz și aici trebuie să fii atentă cum anume pui problema și ce se întâmplă în această situație, cu toate că ție poate să-ți fie comună, nu cred că dacă e vorba de abuz fizic, felul în care tu pui problema face diferența, pentru că și cu o etapă în urmă tu ai rămas în relație și ai fost abuzată. Dacă apare abuz fizic, tu ar trebui în secunda 2 să fugi din acea relație. Ce te face să rămâi într-o relație în care tu ești abuzată fizic
este faptul că tu ești în negarea realității, că tu ai normalizat foarte mult aceste experiențe, te-ai obișnuit cu ele, consideri că și tu ai partea ta de vină, ți-a dat damage la stima de sine, ai cea mai proastă posibilă părere despre tine, crezi că ești cea mai nașpa femeie, că nu te mai ia nimeni, lucruri pe care de cele mai multe ori chiar el ți le spune și tu ai început să crezi. Te-a jucat la psihic pe lângă abuzul fizic și tu te intri într-o schemă puternică, nu doar aceasta de abuz, ci și de defect. Te simți profund defectă, vinovată, rușinată și te gândești că dacă plec din relația asta, nu mă mai ia nimeni. Nimeni nu mă mai ia pentru că oricum eu sunt nașpa. Și acolo sunt mai multe scheme acolo active, inclusiv din nou dependență și abandon, da, decât să rămân singură, mai bine cu el așa bun rău. Gândește-te că acest lucru pe care tu îl gândești este extrem, 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 mă tot repet, de toxic. Da? Și că ai nevoie acolo de psihoterapie, nu este normal să fii abuzată în relația de cuplu. Abuzul nu este iubire și nu este scuzat sub niciun, sub nicio formă și sub niciun alt mijloc, substrat, scuză, nu există scuză pentru așa ceva. Da? Ești abuzată, orice persoană care ar avea o astfel de experiență și ar avea sănătate mentală ar pleca fugind pământul din acea relație. Mergem mai departe. Ce se mai întâmplă când începi să schimbi joaca în cuplu? Începi să primești critică de la partener. Totuși, în toate situațiile, tu ai nevoie să dezvolți mai departe autonomia propriilor stări. Ai nevoie să joci roluri, de fapt nu să joci, să intri în autenticitate acolo, să-ți vezi de tine și de propriul tău parcurs. Da? Acolo ai ca soluții să nu intri în defensivă, da? Nu intra în defensivă, nu face încă o dată joc de putere, nu intra în alte comportamente agresive, nu deveni ironică sau sarcastică, menține-te în acea situație, în acel stil de comunicare asertivă de care eu ți-am spus la începutul webinarului nostru, da? Continuă să renunți la problemele lui și rezistă la inițiativa de a fi ajutor pentru el. Astfel tu te-ai detașat și începi să faci mai multe lucruri pentru tine. Astfel ce ai tu ca temă de la mine de acum până data viitoare, până când vrei să-mi scrii într-un mesaj privat, că îmi trimiți tema făcută în mesagerie, într-un comentariu, că discutăm într-o consultanță pe Zoom sau în ședințele de psihoterapie, ceea ce tu ai de făcut este să faci o monitorizare asupra situației tale din cuplu, să scrii pe o foaie de hârtie ce anume te-a deranjat, ce gânduri ți-au trecut în minte despre tine, ce gânduri ți-au trecut despre el, ce emoții ai simțit și cum te-ai comportat, cum s-a rezolvat situația. Scrie o situație, două, trei, monitorizează mai mult, timp de câteva zile, timp de o săptămână. Acestea au nevoie a fi aduse în discuție în ședințele de psihoterapie, consultanțe sau, dacă ai curajul, în mesagerie sau într-un comentariu. Da? Ulterior mergem către ele și găsim soluții. E o tehnică pe care eu o folosesc și se monitorizează pe o perioadă mai îndelungată de timp pentru a găsi soluții și a schimba dinamica aceasta în cuplu. Da? Poate fi menținută săptămâni la rând, o lună sau poate chiar și mai mult. Evident, în ședințele de psihoterapie, discutându-se și mai mult decât doar această listă. Însă ea este o temă recurentă care rămâne tocmai pentru a nu avea realitatea deformată, pentru a putea să începi să vezi mai clar jocurile de putere, de manipulare și să înveți cum să spargi acest cerc vicios, menținându-ți autenticitatea și claritatea în relație și schimbând, evident, având viziunea de ansamblu și schimbând dinamica în cuplu. Nu știu dacă mai am aici vreo întrebare de la voi, mi s-a părut că mai vrea să-mi scrie cineva aici. Nu mai am nicio întrebare. Eu o să vă urez o seară bună și o să ne întâlnim în continuare în următoarele webinarii pe care eu le fac. O să avem următorul, pasul 6. Cum să nu te lași, învață cum să nu te lași prinsă în jocuri. Pe către acesta vom merge data viitoare. Până atunci vă doresc o seară bună, aveți grijă de voi și nu uitați să
faceți acea listă de monitorizare de care eu vorbeam. Seară bună!